Dorează, dar a ieșit bine, până la urmă. Păi, ce să-mi spuneți cu un și când vrem? Păi, mă gândesc că n-ați venit să câștigați cu 1-0. Nu știu, poate am venit să câștigăm cu 2-0. Deci, am venit să câștigăm, adică să ne batem pentru rezultat bun, de ce să mă bat cu un piept acum că am câștigat, am venit să nu pierdem, în primul rând. Cred că munca noastră a fost ajutată și de eliminarea lui Apostol, care, spun eu, pe bună dreptate. Nu ce care, a fost un joc de luptă, un joc cu un ritm bun pentru Divizia B. Mie, sincer să vă spun, mi-a plăcut Botoșanu pentru că a încercat să joace cu ritm. Păcat, încă sunt tineri și n-au știința jocului, dar dacă vor juca cu sufletul care au jucat în această partidă, spun eu, vor obține rezultate mai bune. Noi totuși suntem o echipă cu experiență, suntem o echipă care jucăm cu un jucător de 4 ani împreună și atât omul în plus cât și experiența noastră, eu spun că și-a spus cuvântul. Până la urmă, considerați că ați câștigat meritat? Păi, dacă ținem minte că n-a produs o fază controversată, eu cred că am câștigat meritat. Și mă la faptul că golul a picat dintr-o lovitură liberă, corect, acolo, am vorbit și noi, deci, dar a fost norocoasă. Norocul face parte de joc și am avut și noi ocazii, am avut și Botoșani ocazii. Eu cred că de data asta balanța s-a împlinit în favoarea noastră și spun eu, nu pot să ne conteste. Sunteți mulțumit de evoluția băieților dumneavoastră? De obicei jucăm mai bine, să știți, parțial. Am așteptat să joace unii jucători mult mai bine. Vorbea de Ochea, de Giordache, care ne-au obișnuit să duc greu echipei. Astea două etape, cei doi jucători care mi-am menționat, au primit cam greu, dar pe parcurs sper să-și vină la forma pe care îi știu. Ați remarcat vreun jucător Botoșanean? Nu pot să scot în evidență un anumit jucător. V-am evidențiat echipa, că e o echipă muncitoare, o echipă care seamănă cu antrenorul lor, care a fost și el un fotbalist muncitor. Poate în viitor, când vor avea o genitate mai mare, își va spune cuvântul și rezultatul meu. După genel, nu știu, era spital, am înțeles că are o întorsă de genunchi. Doamne ferește să nu fie un accident mai mare. Mulțumim! Mă rog.